Ai vorbit cu polițistul din sat? Nu din sat, din Alexandrinia, măi. Așa. Și ce-a vrut la mata? Ce-a vrut? El a vrut să spun de Pavel. Că... Pavel? Cu Pavel. De tine de Pavel. Cu ce? Mă scurt cu forța. Că eu știu, că eu așa la mine și pot să mă îngrăjă și mă scurt, mă numit. Cățaua m-a făcut. Dar mata știi cum îl cheamă polițistul? Adică îl cheamă. Și el e pe o galonul roz. Uh-huh. Dar familie nu știu. Că m-a întrebat mentorul tot de-a lor, a întrebat și a zis că noi, familia, nu știm dacă e adică. Uh-huh. El e smălțel așa. Și unde s-a întâmplat asta? Asta la Cuboltă s-a întâmplat, la bărbatul meu acasă. A venit el și a zis da, că... el a venit cu Ceascovii Dicetoră, a satul. Dar când s-a întâmplat furtul acela? Știi ceva despre el? Dar furtul acela eu știu, că eu am auzit, dar când și cum a fost eu nu știu. E mahal la mata, da? Nu știu, vecinul. Uh-huh. Și eu n-am știut nic. Au furat mult ceva? E acolo nu știu s-a furat, un instrument caroci de a... Nu înțeleg. Bărbătești, dar așa, nu știu. Și de-am ăsta care... Polițista, major și el, adică pe mine m-a scurt, m-a făcut de nic. M-a făcut spus. Față de soț. Da, da, soț era chiar lângă mine. Ia uite. Și m-a numit fel de fel și a zis că eu ți-l îmbracam ușa în cap, ușa cheta, sau șofer și ala să-l îmbrac în cap. Polițistul așa a zis? Da, cu mine așa a zis. Dar el i-a spus, dacă îi trebuie deja mă faci mine din ei, că eu mă duc la Raimon, la Chișinău mă duc, uh-huh, la Procuratura Generală. Și ai scris plângere pe el? Zic că eu îmi scriu. Da? El a zis, ei, zici așa, l-am zis, ei, tu vezi ce vrei să fac ei. Eu vrei să duc la Procuratura. Uh-huh. Și l-a pus pe cea la polițist să iei o vargă de la mine, că e o bucată de gard făcut așa din el. Uh-huh. Să iei o vargă de acolo să mă bat pe mine. Ia uite. Și învârte, n-a rușit polițist, mână și m-a spărit. Polițistul din sat. Da? M-am pune de sus. Deci erau amândoi. Da. Și m-am pune de sus, spun de... E nepotul meu. Dar și pot spune nepotul meu. Dacă și mă, tăi nici n-ai spus, nici n-ai scris nici. Dar eu n-am scris nică. Dacă n-am și scris. Eu nu știu de nimeni. Dar ei de ce au de gând să dea jenă pe ei? Nu înțeleg eu de ce. Că ei au stat la noi. Cum? Uh-huh. La sora mea. Era în ospiță în ziua. Da, în ospiță eu mnet. Și o văz că e tinerețul îngărmădeu acolo, uh-huh, pe iarbă la noi. S-au gândit că puteau să și ei. Și s-au gândit la dâns. Așa că cum a fost. Și eu i-am spus că nu mi-a plăcut. Și m-am alungat de acolo, dar acum trăiesc 5 ani de zile, de-am peșesle. La de Cuboltă? Când trăiesc la Cuboltă. Uh-huh. Acum cum te-au alungat, în ce sens? M-au dus să ne iau cu trufuțele să frec caroci. Dar de ce? Nu știu. Ce treaba au ei? Ucescovii din sat, nu mă alungă, nu-i zici nică. M-au dus că șez aici, duci acolo și aici, fă, și aveți cu trufuțele. Polițistul din Cuboltă? Da, da. Dar mă tai vorbit cu Edic acela și cu polițistul de aici, din Heciu nou. Din Cuboltă, nu de aici. Acela din Cuboltă și aici din Alexandrie, unii au ei, tot aici, se îngrămădesc poliția. Am înțeles. Aici. Și acela nu i-a zis, nu-i un cuvânt, nu-ți schies gura. Dar aici pe mine așa m-a făcut, Doamne ferește, ca să mă bat, ca să mă închidă, ca să... M-au grăjat, Doamne ferește, spune-o de dâns. Tu zic, eu n-am și spune nică. Nu că eu sunt mincinoasă, că eu minciuni spun, că eu minciuni spun. Ia că așa-mi străga la mine, mincinoasă, ești mincinoasă. Voi toți acolo sunteți niște pidarași, mă scuzați de expresie. Despre neamurile astea, ce să zic? Da. Și voi trebuie de acolo scos, adică. Și dacă ai soțul martor, cine mai era martor la chestia asta? Nu mă soț, era cu mine. Dacă ai martor, ar trebui să scrii plângere și te lămurești cu el. Mă duc să scriu plângere. Măcar la Raion, dacă nu, la Chișină. Mă duc la Raion. Cum te numești? Svet. Svetlana și mai cum? Dimitru. E, lasă, dar numele de familie? Accebaș, Svetlana, Dimitru. Accebaș? Accebaș. Dar ea întreabă soțul, nu vrea să povestească și el cazul ăsta? Ne-am venit cu azi, zic. Dacă au spus, ești și mai trebuie. Da, dar mă, ești singurul martor, poate confirmi. După cum cât au spus, e așa și drept. Deci, câți polițiști erau și dacă îi cunoști? Doi. Care? Cunoști vreo unul dintre ei? Cum? Unul, Ucescovul nostru, dar... Al nostru din Cuboltă. Din Cuboltă. Mă, tăiești din Cuboltă. Da. Da, celălalt? Celălalt e Lixandrinu. Și nu știi nici cum îl cheamă, nici cine e el. Și ce-a vrut? Vreau să iei, să duc din Lixandrinu, n-am înțeles ce-l zăcunoi. A vrut să o alunge. Da, dar și fel zăcunoi și să mă... Dar nu e nicio lege. Cum mă pune mine cu Pavel.
pentru Paul, eu cu Paul. Ca să iei și să despărțească familia, eu asta primul rază... Nu, ar fi ilegal. Deci eu zic să plece din satul acela și nu mai trăiască cu mata. Da. Ia uite-te. Da, nu sunteți căsătoriți, e un fel de concubinaj, da? Da, dar n-au și să bagi ei în familie, în viața privată. Și unde se întâmplă asta? La mata acasă? La mine acasă. Ia ca așa. N-ai de gând să semnezi și mata plângerea la procuratură dacă îți plângi nevasta? Dacă n-a să ajute, eu spun că să... Dacă n-a să ajute interviul ăsta? Da. Am nu, înțeles. Nu. Dacă să ajute și... N-a să iasă nică, n-a să dai ajutori, să iei măsuri, înseamnă că eu spun că la păptornă. Păptornă ce? Scrii plângere. Am înțeles. Mata, cum te numești? Gicu. Gicu și mai cum? Vlas. Familia Vlas, da? Vlas. Uh-huh, de la Cubalt. Da. Făcută. Așa... E înalt și tu în scurt. Nu, dar era în uniform. Era în uniform? Imna așa care vă spuneți, că scrieți jalbă, că voi a văzut, da? Da, așa la... Așa la edic. Așa la mă pune cu deasă la mine, că scriu, spun că de... Și el era în uniform sau în haine civile? Nu era în formă. Și nici sectoristul nu era în uniformă, da? Era în uniformă. Numai acela era în uniformă. Da, era în uniformă. Acela nu spune nică, nu... Dat nici un cuvânt de rău, nică, el o tăcut. Am înțeles, da. Numai el tare să... Da, și... Sfaramajul tare că se iasă de mașină, că să mă bat, să mă pălească, că așa, că nu-și mă dau jos. Apoi era o mașină la poartă acasă, mă tăi, nu a intrat chiar în curte. Nu. Era un drum la poartă, am înțeles. Da, nu-i bun.